președinte, noi consultenii din satul Brnadu vă așteptăm să veniți la noi în vizită. Vă așteptăm cu masa îmbelșugată, mămăligă, brânză și aer curat. Nu e bine? Mi-aș dori ca noul președinte al țării mele să fie un om bun, demn. Totul ce a promis în campanie electorală să se realizeze. Vreau un președinte cu P mare, credibil, motivat și patriot. Îmi doresc un președinte care să știe să conducă, să muncească, să relaționeze cu oamenii după regulile secolului 21 într-o lume globală. Domnule președinte, fii om, fii conștient și fii sincer cu noi. Atât îți cerem. Foarte puțin ca președinte, dar totul ca om. Vă scriu deci rugându-vă să încurajați politicile care asigură atât accesul de bază la educație și sănătate pentru copii și tineri, cât și fundamentarea unui învățământ performant care să le permită să se dezvolte ca profesioniști în țara lor. Să poate să învețe o meserie pe care apoi să o exercite la ei în țară, fără a fi nevoit să plece. Dați premii din când în când celui mai vrednic primar de comună, dar și celui mai bun broker sau celui mai performant tânăr antreprenor. Oferiți o vorbă de mulțumire celui mai bun chirurg, ieșiți la masă cu cel mai curajos polițist, beți cafea o dată pe an cu cel mai eficient procuror. Ce-mi doresc de la tine, dragă domnule președinte, e să te ghidezi mai des după un cuvânt simplu și tare: generozitate. Sfătuiți-vă și lucrați cu profesioniști aleși după criterii clare de performanță. Promovați valorile țării, pentru că, slavă Domnului, aveți de unde alege. Domnule președinte, dorința mea este de a face drumul, de a ne deplasa mai ușor la școala de doctor. Eu mi-aș dori foarte mult să merg la facultatea de doctor. Deși am doar 20 de ani, alte șanse nu aș avea aici decât să muncesc pentru familia mea și pentru un trai mai ușor. Vă mulțumesc, Alexandra.